B2 Spirit. Avionul negru, care seamănă cu un liliac, B2 Spirit, este destinat utilizării împotriva țintelor, cu cea mai mare prioritate. Acest bombardier strategic a fost dezvoltat în timpul războiului rece, iar întregul program de dezvoltare a fost păstrat în secret. Bombardierul strategic B2 Spirit este cel mai scump avion din istoria aviației militare. În anul 1997, el a costat aproximativ 2 miliarde de dolari, iar viteza lui nu este atât de mare, doar 800 de km la oră. Însă are o rază mare de zbor, 11.000 de kilometri la o altitudine de 15.000 de metri. Avionul este capabil să transporte 16 bombe atomice B1, 8 bombe cu direcționare laser care cântăresc 907 kg sau 80 de bombe cu o greutate de 277 de kg. B2 este practic invizibil pentru radare și asta datorită structurii complicate și radioului complex care absorbe toate zonele de acoperire. Senzorii și sistemul electronic de război ai acestui avion militar au rămas în secret. În prezent, B2 este considerat cel mai scump avion construit vreodată, iar din cauza prețului ridicat, forțele aeriene americane dețin doar 20 de astfel de bombardiere strategice. Acest avion niciodată nu a fost pus la vânzare altor țări.